Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre păsări refrigerate și congelate. Păsările se refrigerează pe stelaje așezate astfel încât să nu se atingă unele de altele la temperaturi de minus 2 și la umiditate relativă a aerului de 90-95. La livrarea păsările vor avea în interior temperaturi între 1 și 6. Ele se congelează în văzi la care se ridică o scândură sau mai multe pentru circulația aerului rece. Congelarea se face la minus 25 la umiditate relativă a aerului de 90. La 100 la livrare, păsările vor avea temperatura la os în jur de minus 6. Păstrarea păsărilor congelate și refrigerate. Păsările, pui, căini, curcan, curcile congelate se depozitează ambalate și devuite în camere frigorifere la o temperatură de minus 14 grade, putându-se păstra astfel maxim 5 luni. Evele vor fi livrate după maxim 4 zile de la tăiere. Rațele și gâștele grase congelate se depozitează ambalate și devuite în camere frigorifere la temperatură de minus 14 grade, se pot păstra astfel maxim 3 luni, ele putându-se livra după maxim 4 zile de la tăiere. Cu stimă și respect față de persoane care mă urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. Bine, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă.